O biserică din lemn veche de 230 de ani din satul Măcăreu, Cadrochia, riscă să se prăbușească în orice moment. Mâncat de carei și nepăsarea autorităților, lăcașul putrezește de ani buni. Localnicii bat alarma și cred că odată restabilită, biserica ar putea deveni ușor o atracție turistică. Însă pentru aceasta e nevoie de cel puțin 3 milioane de lei. O sumă mult prea mare pentru buzunarele lor sărace, spun oamenii. Biserica ce ușor ar putea fi transformată într-o bijuterie arhitecturală stă la îndemâna vremii și a nepăsării. După ce mai bine de 20 de ani nu s-au mai ținut slujbe, lăcașul încet, încet a început să moară. Localnicii își amintesc cu nostalgie de timpurile în care biserica încă nu se dărâma, iar toate pomenirile se făceau în interiorul ei. Am 43 de ani de când sunt localitatea dată. Și bisericuța, cum o vedeți, la fond, așa și-a fost. Eu cum am văzut-o prima oară. Într-însă, bine era aranjat, călduț, se făceau slujbe, se făceau pomeniri. Cam de 30 de ani nu se mai aude sunetul clopotului. Erau slujbe, era foarte frumos, era într-o tradiție națională, cu covorașe naționale, cu icoane foarte vechi. Oamenii spun că ar dori să o renoveze, dar nu au bani, mai ales că în sat au rămas și puțini. Mulți ani ședie, așa, într-o stare tare, tare urât și... Ca toți locuitori vrem o leacă și ajutor de la noi puțin și putem să agonisăm, să facem. Dar trebuie ceva ajutor de la stat, de la niște sponsori, de la oameni de bună voie, de credință, de tot câte o leacă să facem ceva, dar trebuie. Dar singur noi satul este mitel și nu facem nimic. Biserica ar fi fost construită încă din anul 1793. Atunci acoperișul era din paie și stuf. Ulterior a fost renovată. Dorit ar dori poate că mult să o renoveze, să spunem, dar din lista de finanță răzică până când stă pe loc. Deși cu câțiva ani în urmă răzică s-a elaborat un proiect tehnic, s-a elaborat răzică de vizul cheltuieli, dar cu părere de rău răzică nu s-a găsit încă așa posibilitate de finanțare. În 2015, pentru reparația bisericii din lemn din Măcăreu, ca erau necesare 3 milioane de lei, o sumă mult prea mare pentru autoritățile locale, așa că angajații secției turism din cadrul Consiliului Raional Drochia au decis să inițieze o campanie de colectare de fonduri pentru a aduna banii necesari. Deocamdată însă nu au găsit niciun leu. Ani la rând s-au tras clopotele ca să fie restaurată această bijuterie, din păcate, din resurse insuficiente de finanțare a autorităților publice locale, nu s-a făcut niciun pas concret în soluționarea acestei probleme, care este una strigentă. Drochia nu are un mare potențial turistic, dar măcar cel pe care îl are ar trebui să-l restaurăm, să-l promovăm și să-l includem într-un circuit turistic. În Republica Moldova sunt 35 de biserici din lemn, majoritatea în nordul Moldovei.